percep până la urmă este biblic. Acela spune iubește-ți aproapele. Dintre toate viețuitoarele de pe pământul acesta, doar câinele a învățat acest lucru fără niciun fel de comentarii. Câinele este singurul care a învățat să-și iubească aproapele, stăpânul până la urmă. Și în fața mea aici există una bucată cutie și am să scot doi invitați din cutia asta, că au încăput amândoi, s-au băgat unul în altul. Și invitații mei, ia uitați-vă ce am eu aici, invitații mei, ia uitați-vă ce am eu aici, bun găsit, dragi invitați, ia uitați-vă, îmi face ghiță semn să arăt pe unul dintre invitați, n-are niciun nume, poate dați dumneavoastră un nume, vă aștept pe Facebook, căutați-mă pe pagina mea de Facebook și poate îi dați un nume. Nici nu știu dacă e băiat sau o fetiță, dar o să-l pasez la unul dintre invitații mei, Cristina Trenceanu, de la ASPA, să rămână. Trănescu, doamne! Cătălina Trănescu de la ASPA. Bine ai venit, Cătălina, iartă-mă, te rog frumos. Trebuie să scot al doilea invitat care s-a cuibărit, că a văzut el că e mai mult loc acolo. Ia uitați-l pe al doilea. Ia uitați-l pe al doilea, zici tu bună ziua la lume. Bună ziua, spune bună ziua. El rămâne cu mine. Ia stai tu mai aici pe studio, pe masă, dăm cutia jos. Îl salutăm pe Tudor Ionescu. Bună ziua, mulțumim. Eu-s mai puțin important, mai important e al treilea invitat. Și al treilea invitat din brațe de la Tudor Ionescu. Bine ai venit, Tudor Ionescu. Niciunul dintre ei nu are nume. Sunt băieței, că nici nu știu. Ce avem, mă? Noi avem fetițe, nu mai avem fetițe. Nu, eu am băiețel. Tu ai băiețel, eu am băiețel și Cătălina are o fetiță. Băiețel la mine, la Tudor băiețel. Tot băiețel. Și la Cătălina avem fetiță, deci e bine. Și vorbim despre ASPA. Vorbim despre faptul că Asociația pentru Protecția Animalelor are pentru dumneavoastră multe acțiuni la care aș vrea să participați în acest weekend. A fost, da, târg de adopții. Încă este târg de adopții. Cred că mai durează vreo oră. Așa că dacă vreți să adoptați un suflet care vă iubește necondiționat, care e camera, spuneți-mi și mie care e camera, așa, atunci mergeți la târgul de adopții. Unde e Tudor Ionescu? Cel de weekendul acesta a avut loc la centrul din Bragadiru, iar peste două săptămâni o să avem al doilea târg de adopții. În cazul în care nu l-ați prins pe acesta, mai este unul în 23-25 noiembrie. La... Uite-l ce dă din coadă. Păi da. Îmi place în postura de prezentator. Moderator, da? Da. Ce face puiul? Care va avea loc la centrul de adopții din Mihăilești. Bravo. Toate detaliile și locațiile pentru oricine este interesat sunt pe pagina de Facebook ASPA și pe site-ul aspa.ro și acolo puteți să găsiți exact unde este locația și să vă direcționeze să puteți să ajungeți sau puteți să trimiteți un mesaj și atunci cineva de la ASPA, precum Cătălina, vă va răspunde în câteva minute și vă va da toate informațiile despre cum puteți să adoptați gratuit pe fie pe acești minunați, care cred că nu o să prindem sfârșitul emisiunii și sper să-și găsească o familie, precum și alți aproape, de fapt nu, peste 1000 de cățeluși care își așteaptă o familie iubitoare, mai ales acum că se apropie și sfârșitul de an. Poate să fie un cadou în familie foarte frumos acela de a avea un suflet, cum ziceai și tu. Da, bun, acum hai să vorbim. Eu vreau să fac un lucru care să miște oamenii, în sensul că în momentul în care, adică trebuie să spunem lucrurilor pe nume, în momentul în care adopți un animal, trebuie să-ți asumi o responsabilitate, da? Facem o diferență. Vândem pe toți, adoptați un animal, că e câine, că e pisică, că e hamster, că nu știu, e ceva, un suflet care crește pe lângă voi vă va aduce numai bucurie. Dar de asemenea trebuie să spunem că este o responsabilitate. Nu adopți un animal ca să fii în trend, că vezi, Doamne, hai că avem și noi un animal în trend, ci adopți până la urmă un membru de familie. Și am să te rog, Cătălina, să ne spui cum începe lumea să perceapă ideea asta de adopție. Ce faci, bun? În primul rând, prin această campanie, noi vrem să le explicăm oamenilor că atunci când adoptă un câine, adoptă bucurie.
așa se și numește campania noastră, se numește Adoptă Bucurie, tocmai din acest motiv, pentru că câinii ne fac foarte fericiți, de la ei învățăm foarte multe lucruri și, așa cum spuneați, desigur, este, a avea un câine este o mare responsabilitate. Nu ne luăm un câine pentru a avea o jucărie, pentru a avea cu ce să ne jucăm sau pur și simplu pentru că este în trend. Ne luăm un câine pentru a fi mai fericiți, pentru a avea familia completă. Atunci când ai un câine, da, poți să spui că ai o familie completă. Și după cum vedeți, chiar dacă se află într-un studio de televiziune, sunt extrem de cuminți. Extrem de cuminți. Băi, hai să cazi, păi mutuile. Și sunt extrem de liniștiți. Ei sunt niște câini comunitari, maidanezi, nu? Tudor Ionescu. Cu maidanezi, adică să hai să rupem și chestia aia cu fița și cu nu știu ce. Da, exact aceeași dragoste ți-o dă, ți-o oferă, poate chiar mai multă. Da, nu vreau să discriminez, bineînțeles, nu vreau să discriminez și orice suflet. Băi, tu să nu faci pipi pe laptop, da? E, și dacă face, ce are? E, cum? Pe tehnologie. Deci orice animal aduce bucurie și asta este ceva de necontestat. Ceea ce, unde tu ai dreptate, este că acești cățeluși, ei sunt puiuți, dar mai avem și alți cățeluși care, într-adevăr, la viața lor au trecut, nu vom ști niciodată, au trecut prin niște traume. Fie că e trauma de a-și trăi viața pe stradă, sau au fost abandonați, sau și mai rău, au pățit ceva din partea unor, din păcate, oameni mai puțin responsabili. Și atunci ei profită maxim și sunt atât de bucuroși să poată să fie cum sunt acum, de exemplu, în brațele noastre. Chiar și așa, asta înseamnă foarte mult pentru ei, această căldură sufletească, pentru că de multe ori, știți, căței și animalele fără stăpân n-au nevoie doar de mâncare și de apă, deși sunt foarte importante. Afecțiunea este pe primul plan. Exact, da, exact. Hai să le spunem oamenilor că ei nu sunt sedați în momentul de față. Nu, sunt atunci exact. Pentru că toată lumea se întreabă, bă, ce cuminți sunt ăștia! Nu. Unii râd, băi, sunt crăcănezi, știi că ăsta micu e puțin crăcănat, e un haioșeniu. Este foarte simplu de explicat de ce el e un pic stă pe loc, pentru că suprafața de pe birou este alunecoasă și atunci el, neavând stabilitate, stă un pic mai fix. Dar ce de la Cătălina și ăsta, pe care n-are nume, dar, nu știu, Bobiță, cum vreți să-i spunem, Alintatul, de exemplu, Alintatul, că îi place, văd că îi place să fie mângâiat. Dar și asta, da. Asta închide ochii la un moment dat. Dar să nu doarmă. Da, hai, spuneți-mi despre acțiune, pentru că este foarte importantă acțiunea voastră. Deci încercați pe cât posibil să conștientizeze oamenii că există niște suflete, da? Este al patrulea târg din anul acesta și vom mai avea încă unul, deci vom fi făcut 5 târguri, de fapt ASPA ar fi făcut 5 târguri în acest an, la care se mai adaugă cele două festivaluri despre care am povestit chiar la tine în platou și țin minte că la începutul anului păreai un pic aveai un pic de un semn de întrebare că o să reușim să facem. Eram sceptic, un festival. Pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Niciodată în România nu s-a făcut un festival pentru dedicat animalelor de companie cum am făcut în acest an în primăria municipiului București, în București, de două ori, nu o dată, ci de două ori, și continuăm și la anul. Pe lângă asta, însă, venim și în sprijinul celor care au deja animale de companie și avem o campanie de sterilizare. 7200 de câini și pisici pot fi sterilizați gratuit în București până pe 16 decembrie. Deci oricine se uită acum la tine și la noi și are un cățel sau o pisicuță acasă și n-ar mai putea să adopte încă unul, deși și-ar dori, și cumva, deși este o obligație legală pentru căței, nu și-a sterilizat cățelul sau vrea să sterilizeze pisicuța, poate să meargă la unul din cele 11 centre pe care le avem noi. Cătălina, unde găsesc adresele? 11 cabinete veterinare. Toate cabinetele, adresele lor le puteți găsi pe pagina noastră de Facebook. Acolo veți găsi și numerele de telefon la care trebuie să sunați și să o faceți programare. Avem 11, așa cum spuneam, asta înseamnă că avem cabinete în tot Bucureștiul, deci indiferent unde locuiți, în ce sector, există un cabinet în apropierea dumneavoastră pentru a merge și a vă steriliza gratuit, este foarte important de subliniat, gratuit, câinele sau pisica. Deci avem două campanii importante în acest moment în desfășurare la ASPA. Este campania de adopții, așa cum am vorbit mai devreme. Weekendul viitor la Mihăilești, spunem din nou la centrul din Mihăilești, vineri, sâmbătă și duminică. În general, centrele nu au program în weekend. Așadar, în cadrul acestei campanii Adoptă Bucurie, centrele noastre își deschid porțile și în weekend, astfel încât oamenii care lucrează, desigur, în cursul săptămânii, să poată ajunge în weekend,
weekend, sâmbătă și duminică și să adopte un câine. Dar știți ce mă mai interesează? Dacă oamenii conștientizează eforturile voastre și vin să adopte un câine. Eu asta mă interesează. Că sau o pisică. Pe Facebook reacțiile au fost foarte bune. Urmează. Doar câini avem în centre. Pe Facebook, în general ca și adopție, așa, nu știu. Pe Facebook reacțiile au fost foarte bune la anunțurile noastre. Promovăm deja de câteva zile, de o săptămână, această campanie și am avut reacții foarte bune. Însă, nu toți care reacționează în online vin efectiv în adăposturi să adopte. Așadar, avem nevoie de o implicare mai mult decât la tastatură. Nu e suficient să primim încurajări și felicitări pentru inițiativa noastră. Le mulțumim, desigur, că ne urmăresc, le mulțumim că apreciază la modul acesta campaniile noastre, însă avem nevoie de o implicare mai mare, și anume să vină, chiar dacă este frig în această perioadă. Ieri am fost împreună la adăpost și, într-adevăr, a fost o zi foarte friguroasă, însă trebuie să se gândească și la aceste suflete și lor le este frig acolo în centre și, bineînțeles, să vină și să le ia acasă, să le ofere căldura unei case, căldura unui cămin. Ia, Happy, Lucky și Nugget. Propuneri de nume? Da. Happy, Lucky și Nugget. Sau Crăcănel, Aluna și Botic. Aluna, da. Botic. Da, Crăcănel, Aluna și Botic. Și Aluna, da, trebuie să fie. Bine, are un botic, adică, de-l pupi în botic. Avem, dar nu știu care e Happy, care e Lucky. Deci băieții, nu? Crăcănel e la tine. Asta e Crăcănel, clar. Deci da. Ăsta și Botic e la mine. Deci ăsta și de la mine. Aluna. Ăsta de la mine, dragi telespectatori, e în aceeași poziție de când l-am pus așa. Deci, asta e, așa stă. Băi, ți-am spus, fetele, că trebuie să stai să fii sobru, nu? În calitate de moderator. Bun, hai să vorbim un pic, da, într-adevăr, oamenii spun, domnule, pe Facebook, vai ce frumos, tare, mi-ar plăcea și așa mai departe. Sau vai ce urât, acum, hai să zicem așa. Deci, la un moment, vorbim cu cărțile pe masă. Noi avem o problemă. România a fost împânzită de maidanezi, cum să spune, da? Câini de rasă comună a fost împânzită și s-a format... Și a abordat cea mai proastă metodă de a soluționa această problemă, alergându-i, eutanasindu-i, traumatizându-i și acum când dai pe un search pe internet la câini fără stăpân, câini vagabonzi, câini comunitari, după atrocitățile din China, îți apare România cu ce se întâmpla în trecut și din păcate există în continuare centre din țară unde se întâmplă astfel de lucruri. Eu sunt asaltat de mesaje pe pagina mea de Facebook, pe Instagram-ul meu, tot timpul primez mesaje cu centre din Ovidiu, poftim, unde acolo știu sigur că am și fost acolo, este o mega problemă. Peste tot în țară există și locuri unde se întâmplă lucruri bune, de exemplu la Iași, la Oradea, lucruri bune. La Bacău? La Bacău. E prietenul Dinu Păncescu, Dinu, pe lângă faptul că el conduce adăpostul primăriei și a făcut acolo lucruri și e extrem de activ Dinu, trebuie să-l lauzi pe Dinu că merită lucrul acesta. Sunt oameni care are propriul adăpost privat și acolo ține în pensiune pe banii lui, pe banii privați. Ține în pensiune câini care nu mai pot fi adoptați din diverse motive. Aici și în plus de asta, câinii din adăpostul din Bacău, eu spun ce știu, da? Pleacă către Olanda, către oameni care adoptă din Olanda, oameni care, au o altă educație, mă rog. Hai să revenim la ceea ce încercați voi. Bun, opinia publică este greu de urnit la un moment dat. La târgul ăsta de adopție vine omul și vine, cum să spun eu, doar așa de curiozitate sau ia și un câine? Câți câini au fost adoptați? Hai să spunem adevărul acum, da, weekendul acesta. Aproape 50 de câini au fost adoptați în acest weekend. E bine, 50 de câini. 50 e bine. Da. 50 este nemaipomenit. Trebuie continuat însă, pentru că, repet, vorbim de 1000 de câini în centrele noastre și mai avem o problemă, Laurențiu. Avem o problemă în sensul în care, din păcate, noi în București, bine, din fericire, de, îndrăznesc să spun, 2 ani și jumătate, 3 ani, am reușit să acționăm foarte, foarte bine. De exemplu, un lucru pe care puțin își mai aduc aminte, însă noi punem pe primul loc viața. Și anume, în centrele ASPA nu se eutanasiază pentru că încă mai avem loc și resurse. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm acei câini să stea un an de zile, 2 ani acolo, chiar dacă mai avem
resurse și spațiu. Acesta este un prim lucru foarte important. Al doilea este că, din păcate, Bucureștiul este, este înconjurat de comune din care ne vin căței. Fie că vin prin migrație simplă, adică comunele din Ilfov și orașele din Ilfov, fie există persoane total irresponsabile, ca să nu spun de-a dreptul infracționale, care comit infractori, de fapt, care vin și abandonează câini pe care iau din diverse locuri. Poate că mai și primesc bani de la niște primării pentru faptul că ridică câini și îi aduc și îi lasă în periferia Bucureștiului, prin sectorul 5, prin sectorul 6. Asta se întâmplă la nivel național. Eu așa am înțeles că există niște firme care au făcut niște contracte cu niște primării, adună câinii de acolo și le dau drumul la 20 de kilometri sau la 50 de kilometri. Aici avem o problemă de legislație. Firmele, în mod normal, nu au voie să încheie contracte cu primăriile. Asta este o confuzie care este făcută de legislație, pentru că scrie în legislație că autoritățile publice locale au obligația de a-și înființa un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Atenție, câini, nu animale, pentru că după aia vorbim de pisici și de alte animale. Și în cazul în care nu își înființează un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, pot ceda această gestionare asociațiilor de profil, adică care au ca obiect de activitate protecția și bunăstarea animalelor. Ori niciun SRL, nicio companie nu poate să aibă, nu există cod CAEN, ca să vorbim pe românește, de protecție și se poate înregistra într-o astfel de afacere, din nefericire se întâmplă acest lucru. 90% am înțeles din statistică, am văzut și eu un reportaj, nu am cifrele exacte, dar peste 90% au făcut, pentru că la sfârșitul zilei și eu întotdeauna am spus lucrurile și bune și rele. Această zonă a reprezentat și încă reprezintă în anumite locuri din țară, din păcate chiar majoritare, îndrăznesc să spun, un business, o adevărată afacere. Și aici nu fac discriminare. Mă refer la persoane irresponsabile din autoritățile publice locale care poate vor să se spele de mâini de această probleme. Persoane care sunt lipsite de scrupule din aceste companii și acceptă să facă un astfel de mercantilism cu aceste suflete nevinovate. Și există și persoane care ori doar vorbesc și nu acționează, ori de-a dreptul fac rău. Dar avem întotdeauna două opțiuni în viață. Să ne concentrăm să criticăm și să spunem doar ce nu e bine, sau să încercăm să schimbăm ceva în pozitiv. Pentru că ASPA, eu sunt primul care o spun, ASPA acum 4 ani, eu mă băteam cu ASPA. Acum 5 ani eu mă băteam cu ASPA. ASPA a făcut niște atrocități la viața ei. Oameni din ASPA, ASPA este o instituție. Da? Oamenii, măi, a făcut oamenii. Multe. Da, oamenii care lucrau oamenii. Acolo au făcut multe lucruri rele. Dar în același timp, de 2 ani de zile, un an jumate, 2 ani, nu există o dată fixă la care să se fi început. E un proces continuu. A început să facă și lucruri bune. Sterilizări, târguri de adopții, târguri pentru animale de companie, transformarea adăposturilor în centre de adopții, adică locuri în care să-ți facă plăcere, să poți să vii, să petreci un pic de moment. Toate aceste lucruri pe care încă nu le-a finalizat pe toate. Mai sunt multe lucruri de făcut, multe. E departe de a fi perfect. Dar îndrăznesc totuși să văd și aceste lucruri bune pe care și le eu vedem. Fac lucrul ăsta, fac emisiunea asta, fac ceea ce puțină lume are curioasă să facă, să aducă câini de la adăpost în studio de televiziune. Fac lucrul ăsta pentru a contribui și eu puțin la schimbarea de mentalitate a noastră a tuturor. Da? Pentru că, atenție, animalele acestea sunt suflete, lăsate și ele de la Doamne, Doamne. Iar voi ăștia care le urâți și vreți, le vreți omorâte și, mă rog, chinuite, gândiți-vă că aceste animale, dacă le dai un pic de afecțiune și un pic de mâncare, mă, te iubesc necondiționat, oricât de urât și de prost ai fi. Da? Bun, iartă-mă, eu am asta, asta o spun de fiecare dată când fac emisiune cu animale. Contribuția pe care o aduci tu și puține persoane din zona de media este una fundamentală. Pentru că acum atâția oameni se uită pe pagina ta de Facebook, se uită la B1 TV și ne văd. Să știi că noi am lansat invitații către toate posturile să vină și să promoveze acest târg. Și să vină să facă reportaje, să facă live-uri, să facă absolut orice. Din păcate, răspunsul a fost aproape zero. De fapt, eu zero, de fapt. Nu puteți să faceți voi emisiunea, că eu am o conversație aici pe telepatie. Da, păi... Avem o conversație pe telepatie. Nu, dar asta vreau să umblăm, nu? La mentalitate. Până la urmă, aici trebuie umblat. Chiar cu picături mici. Mă bucur, 50 de câini au plecat. Da. Au plecat la casele lor, la familiile lor, da?
Asta e un lucru nemaipomenit. Aș fi vrut să fie 1000, să fie 1500. Ce vor oamenii? Câini mici, așa cum, adică și ca vârstă și ca talie sau tot felul de, de exemplare? Mie mi-a spus cineva, domnule, cum să uită fetița aia, te topește. Păi zic, da. Da, este extrem de cuminte. Gândiți-vă că această fetiță, 90%, dacă nu mai mult din timpul ei, îl petrece într-un țarc, în centru de adăpost. Faptul că acum am adus-o aici și este la mine în brațe, sunt convinsă și simt asta că pentru această cățelușă înseamnă enorm. De aia și stă atât de cuminte, cred că nu vrea nicicum să deranjeze. Vrea să fie totul perfect pentru noi. Nu știu, sunt extraordinari câinii. Și ca să răspund la întrebare, în principiu, da, sunt căutați mai mult pui, dar sunt adoptați și câinii ajunși la maturitate fără probleme. Însă, revenim puțin mai devreme, sunt oameni care ne întreabă pe Facebook dacă avem câini din diferite rase. Deci, încă avem această barieră, nu știu cum să-i spun, sunt oameni care caută în principiu câini de rasă. Însă vrem să le transmitem pe această cale și acești câini comunitari, da? Care nu sunt de rasă, sunt de rasă comună, sunt extrem de iubitori. Nu contează rasa. Câinele știe să-ți ofere, știe să-ți dea toată iubirea de care ai nevoie și te învață foarte, foarte multe lucruri. Șmecherie, lemapică? Indiferent dacă îi spune într-un fel sau comunitar. Ei sunt ciobănești de București. Și știi, Laurențiu, că ciobănescu, stai că trebuie să anunț ceva. Aici am comoderator. Uite-mă în camera acolo, Ia zi-mă, publicitate. Publicitate, revenim în câteva minute, beau și eu gură cu apă și după aceea tot cu ei aici în studio. Hai, revenim. Bună ziua, excelență. Ce se întâmplă săptămâna asta la Bruxelles? Da, mâine și poimine în Parlamentul European se va discuta problema câinilor comunitari și problema câinilor comunitari din România. Au venit cei de la Bunăstarea Animalelor, la Comisia de Bunăstare a Animalelor, au făcut un filmuleț în România de 20 de minute cu atrocitățile care se întâmplă cu aceste ființe nevinovate și din nou ne vom remarca și din nou se va pune problema atitudinii guvernanților noștri față de aceste animale. Atenție, deși există o hotărâre de guvern 701 din 2014 privind înființarea poliției animalelor în cadrul autorității sanitar-veterinare, această autoritate nu funcționează absolut. Domnul Marinescu, vă las că... Da, am înțeles. Mulțumim de veste, îmi cer scuze, dar vreau să mai vorbesc despre acest căței și da, despre poliția animalelor, că e interesant, Tudor Ionescu. Ați trecut și prin... Deci au desfințat-o. ANSVSA-ul pe noua organigramă a scos poliția animalelor. Și de aceea, îmi pare rău, știu că nu sunt mulți. Sunt persoane care poate nu văd ca fiind cea mai bună soluție, dar între a nu face nimic și a face puțin, cred că e mai important. Asta am făcut în cadrul poliției locale, am înființat acum o lună, poliția animalelor. Adică polițiști locali din București care să fie... Da, au legislație? Da, au în cadrul legii poliției locale, la articolul 6, pot interveni contravențional, atenție, asta este limitarea lor, de fapt, ei nu pot interveni în cazul infracțiunilor, dar pot sesiza Poliția Națională. Și atunci, măcar așa, să le transmitem un semnal. Să ne profesionalizăm noi la București și Bucureștiul și în această zonă, așa cum în zona promovării adopțiilor, în zona centrelor de adopție. Deci mișcă poliția... Deocamdată Da, domnul Marinescu, spuneți. Da, eu vreau să vă spun următorul lucru. În primul rând vreau să-l felicit și pe Tudic că întreprinde această campanie de adopții și lucrurile bune pe care le face Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1 și cei din Bacău și numai, e foarte bine. Dacă o floare nu se face primăvară, atenție, săptămâna trecută am primit răspuns de la Guvernul României, da, prin care mi se spunea că această poliție a animalelor de la Autoritatea Sanitar-Veterinară funcționează. Eu personal am fost la autoritatea... E desfințată, domnul Marinescu. Cum să funcționeze ceva ce e desfințat? Nu fac absolut nimic. Asta este o problemă foarte gravă. Domnul Marinescu, e desfințată. Dacă îmi permite, către domnul Ionescu, poate dânsul, prin partidul domniei sale, să ridice această problemă ca și la nivel... Hai să nu politizăm. Domnul Marinescu, eu aici, eu emisiunea asta... Emisiunea asta am făcut-o și am să fac și de acum încolo...
pentru toți oamenii, indiferent de convingeri politice, de asta culoare spus tuturor, și de nu ce există culoare politică la nu, animale. Despre asta vorbim. Vorbim despre dragoste. Domnul Marinescu, cu dumneavoastră, dar fără politic nu se face absolut nimic, fiindcă politicul lăsați, decide. Facem noi oamenii normali și simpli. Politic și fac, asta. Dar nu sunt aici în timp. Domnul Marinescu, mulțumesc mult. Facem noi oamenii simpli și normali din țara asta. Eu sunt un iubitor de animale și alături de mine sunteți și voi și le mulțumesc tuturor celor care iubesc animalele și asta vreau să facem, să acționăm. Să facem împreună. În mine ați găsit un aliat și veți găsi întotdeauna un aliat. Și sunt multe persoane cum ești și tu care ai cățel acasă. Și eu l-am pe schip al meu acasă, boxerul, am și o mâță adoptată și n-aș putea să mai adopt. Dar ce pot să fac este, de exemplu, să mă duc în fiecare săptămână sau la două săptămâni, mă duc în centrele de adopție de la ASPA, fac un live pe Facebook pe pagina mea și încerc să-i promovez spre adopție. Sau pur și simplu, dacă cineva are căței acasă și nu mai poate să ia, dar vrea să ajute cumva, să vină să-i plimbe, să-i mângâie. Deci exact, toate aceste lucruri foarte, foarte mici, care pot să fie și un share pe Facebook, e foarte bine. Dar să vină acolo și să le oferim măcar într-o zi 5 minute, 10 minute de dragoste, contează enorm. Și poate crește șansele spre adopție, pentru că un lucru pe care noi îl facem acum și care este foarte important, apropo de întrebarea ta, ce câini se adoptă? Acum începem să implementăm un sistem de compatibilitate, adică când vii să adopți un cățel, haide să discutăm puțin. Ești o persoană care stă într-un apartament, stai la casă, ai timp liber, nu ai timp liber, ești o persoană care vrea să meargă să alerge. Și în funcție de aceste criterii, să putem să-ți oferim un cățel sau să găsești un cățel, să-ți fie prezentat un cățel care să fie cât mai adaptat necesităților tale. Pentru că trebuie să recunoaștem, există mulți căței care nu se integrează în familiile care vor să-i adopte. Pentru că nu sunt obișnuiți de la mersul în lesă, de la elemente de bază să stea într-o casă pe o canapea sau să nu stea pe o canapea și atunci noi trebuie să creștem acest grad de compatibilitate între adoptator și cățel și să scădem astfel gradul de retur al cățeilor, pentru că există și astfel de cazuri, din păcate. Bun, este adevărat că nu toată lumea se poate adapta, dar aș vrea să vă rog să ne povestiți cazuri de succes, da? Când am făcut ultima emisiune, am prezentat niște căței. Au plecat din adăpost? Da. Da. Au fost adoptați, nu? Da, cei pe care i-am prezentat au fost adoptați. Și campania aceea cu pozele printate în mărime naturală a ajutat. Deci toți acei căței, cei 20 care erau pe poze, au plecat, pozele au rămas. Și astfel totuși mai folosim. Sunt și astfel de cazuri și, da, uite, profit că e un lucru care m-a revoltat ieri. Știi că există oameni care își fac bani din povestea asta. Și o să-ți dau un exemplu foarte simplu. Am fost tăguit în vreo 10 postări ieri că există niște doamne sau domni, că nu știu, poate e un profil fals pe Facebook, nu contează și nu vreau să-i fac eu reclamă, care scrie că la ASPA Mihăilești mâine se vor eutanasia câini. Și promovează acest lucru în germană pe pagina de Facebook, pe profilul persoanei de Facebook. Toată lumea îi spune că este fals, că la ASPA nu se eutanasiază, pentru că mai există loc, mai există resurse. Cei de la ASPA s-au schimbat și ea totuși cere bani ca să ia câinii aceia din adăpost și să-i țină. Ei bine, iată adică până unde merge. Adică e scrocherie chestia asta. Da, există și asta, există și trebuie să o spunem. De aceea profit de adică nu există toată lumea. Nu ți se cer bani când condițiile de adoptare și cine vrea să ia pe ăștia, asta am să te rog să spui unde îi găsesc. Da, fi foarte bucuros dacă s-ar repeta experiența și câinii prezentați aici în platou și-ar găsi o familie iubitoare. Pentru asta pot să ne scrie nouă pe pagina de Facebook, le vom da toate detaliile de care au nevoie. ASPA, da, pagina de Facebook ASPA București, le vom da toate detaliile de care au nevoie. Trebuie specificat faptul că adopțiile sunt gratuite. Nu-i costă absolut nimic să adopte acești cățeluși sau alții. Mai mult îi primesc... Asta mai are puțin și sfore. În plus, căței sunt sterilizați, pentru că sterilizarea este obligatorie. Amenziile, dacă nu aveți un cățel sterilizat, apropo, amenziile, dacă nu aveți un câine sterilizat, pleacă de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei. Tocmai de aceea e un demn pe toată lumea să profite de această campanie pe care ASPA o implementează cu sterilizarea gratuită a 7.200 de câini și pisici, să intre pe pagina ASPA sau să ne scrie sau să-ți scrie ție și îi redirecționezi după aceea, pentru că riscă în orice moment să poată să fie sancționați contravențional pentru că al lor câine nu este sterilizat. Și este și util pentru ei. Noi trecem de la o campanie la alta pentru că ambele sunt atât de importante pentru noi și nu știm despre care să vorbim
mai mult și mai repede. În paralel. Da. Deci îmi scrie o doamnă, nu vreau, v-am spus în pauză, pe mine m-a impresionat foarte tare mesajul acesta. Și atât de real. Mi-a trimis o fotografie, are un cățel de talie mică și o pisică, ambii întinși, nu o să arăt fotografia. Și zice doamna așa, n-am să-i dau numele, am doi băieți căsătoriți cu familie și copii, dar ei sunt cei mai buni prieteni, ei, adică animăluțele. Păcat că nu vorbesc, simt toate stările mele de bucurie, singurătate uneori, chiar plâng, mă impresionează și pe mine, chiar plâng cu mine, spune femeia, am o vârstă, peste o lună, pe 29 decembrie, fac 69 de ani și primesc iubire necondiționată de la ei. O bunică de 69 de ani îmi spune că băieții au plecat în lumea lor. Și vin la mama când mai vin, o sună și așa mai departe. Dar animalele îi dau ceea ce puțină lume are nevoie. Eu sunt bănățean de origine și în Banat e o doină. Ăsta micu, băi, telefonul, da? Hai că să fac poză. Știi cum zice doina aia? Spune așa, am crescut un om și un câine, omul nu mă mai cunoaște. De pâine. Din bucata mea de pâine am crescut un om și un câine, omul nu mă mai cunoaște, câinele mă recunoaște. Pichi pentru băieți, Pichi și Barchi, cu Y și cu K, și pentru fetiță Bela sau Hazel. Ia uitați, mă întrerup și eu puțin, am primit pe pagina asta un mesaj privat în care ni se spune vreau să adopt un cățeluș din cei prezentați în emisiunea de la B1 TV. Poftiți pe această cale, avem ditate. Iată, foarte frumos, mulțumim, o să răspundem la mesaj imediat ce se încheie această emisiune. Mulțumim că răspundeți la apelul nostru și vă rugăm să veniți și în centrele de adopții, pentru că și acolo mai sunt, așa cum spuneam, mulți alți cățeluși care așteaptă de asemenea să fie adoptați. Bun, mai avem un minut jumate și aș vrea să le aducem aminte oamenilor de acasă că vine iarna. Vine iarna și vine frigul și din nefericire, prin cartiere, pe unde sunteți voi acasă și așa, o să fie și niște suflete care nu sunt nici în adăpostul primăriei și nici asta. Eu cred că niște apă și ceva de mâncare nu e un lucru rău, pentru că suflețelele alea chiar nu vor nimic de la voi. Pe bun, serios. Da, inclusiv primirea într-un... Să faci bine este foarte greu. Să faci rău e foarte ușor. Să faci bine e greu. Trebuie să fii un om mare ca să faci bine. Și atunci, chiar și în ajutorarea unui... Trezește-l pe ăla acum. De ce? Ia uite ce doarme, mă. Da. Păi, ești la televizor, un pic de respect. Da, știi, de ce Laureț, eu sunt obișnuit la tine cu emisiunea asta unde ne agităm și vorbim despre politică și una alta. Păi nu, dar vreau să spun că am o stare, nu vreau să vorbim am o stare atât de liniștită, că și, ei, nu întâmplător există, știi că există în știință, și mie îmi place terapia asistată de animale. Da. Păi nu, dar toată lumea are nevoie de o astfel de terapie, pentru că într-o societate de asta care e extrem de convulsivă, așa, în momentul când te duci acasă și sare din sus de bucurie și face ca trenul așa că ai venit și că bă, hai, scoate-mă afară, plimbă-mă sau nu știu ce. Și știi ce e important? Îți trec toate nebunelile din cap cu care vii tu încărcat. Un câine nu te judecă niciodată. Și stresul. Dragilor, pe site, pe Facebook-ul ASPA, vă rog frumos, adoptați un cățel, faceți după inima dumneavoastră până la urmă și cei care au venit aici în emisiune își vor găsi cu siguranță prietenii pe viață. Iar dacă vreți, săptămâna viitoare la Mihăilești, un nou târg de adopții și vă promit eu că mai facem emisiune. Știrile B1 TV imediat cu Bianca Ioniță, ne revedem mâine la 13, în realitatea cruntă din România. Pa!